bine v-am regăsit la Cireașa de pe Tort! Am intrat în ultima lună a anului, decembrie, și ne-am gândit să cinstim în felul nostru sărbătoarea națională a României 1 decembrie. La 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș cu România. Pentru că în acest an sărbăm 95 de ani de la acel moment istoric, ne-am deplasat la Alba Iulia pentru o săptămână aniversară. Locul ales e încărcat de istorie, invitații sunt repere ale profesiei lor, așa că o să facem o adevărată sărbătoare în această zi națională. La mulți ani, România! Vă spun minunata distribuție și ne apucăm de treabă! Un om de omenie, o voce de excepție și un suflet de vioară. Într-un cuvânt, Ionuț Fulea. Veta Biriș, o mare doamnă a cântului popular românesc. Jos cu pălăria! Sava Negrean Brudașcu, un port drapel al cântecului ardelenesc. Bine ați venit, stimată doamnă! Și nu în ultimul rând, Horia Vârlan. Cu distribuția prezentată, restul cuvintelor sunt de prisos. În ultima zi a acestei săptămâni a venit rândul lui Horia să-și răsfețe invitații. Și odată cu acest lucru și misiunea mea se îngreunează pentru că e foarte complicat să-l prezint. Gătește mai bine decât vorbesc eu, așa că fiind în inferioritate, mă retrag. Nu înainte să vă anunț că Horia gătește într-un loc de poveste, în Galda de Jos, lângă Alba Iulia, și le mulțumim minunatelor gazde. Mă bucur că și Horia a ajuns la Alba Iulia, la Ziua Națională a României. Să se întâlnească cu cei dragi și să bucure și el aici, alături de noi, de această frumoasă sărbătoare a neamului nostru românesc. În această zi de 1 decembrie 2013, le doresc românilor să fie mai buni ca în 2012, mai fericiți decât în 2012, le doresc mult treaba asta, și să aibă grijă unii de alții mai mult decât în 2012. La mulți ani, români, este Ziua Unirii. Noi vom încerca în această zi, alături de el, să-i oferim și cântecul nostru tradițional, încât sufletul lui să fie și mai împlinit. Și mă gândesc și la faptul că, venind în Ardeal, s-a gândit și la o mâncare ardelenească. Pentru azi am propus un meniu pe care l-am compus în așa fel încât să nu fie meniu țărănesc, dar nici un meniu domnesc. Horia poate să facă foarte multe feluri de mâncare. Poate să facă, mi-aș permite să zic, ce vrea el. Important este să fie aproape de această zi specială. Și meniul e compus din, în primul rând, o să fie un pateu din ficat de rață. Ficat de rață nu însemnând ficatul acela îngrășat foie gras, ci ficat de rață normal. O rață pe care o tai pur și simplu, care are un picuț de carne de porc, ca să te ia o leacă de grăsime, da? Slăninuță tot de porc și câteva condimente care veniseră în perioada aia pe la noi. Enibaharul și coriandru, care sunt specifice. În continuare, o să fie sfeclă umplută. Asta se găsea și pe mesele țăranilor, pentru că era ceva simplu. Cu nuci. Nuci câte vrei în Ardeal, mai multe decât alte fructe uscate. Un picuț de pită friptă, cu unsă cu usturoi, și cine vrea poate să pună și un pic de untură, un soare de gâscă, cum îi spune în zona asta, și câteva murături acolo ca să mai spere din greață. În continuare, tot gustări calde, vor fi caș cu smântână la cuptor, caș cu smântână și cu ouă, ceva cald, bun, care era și la îndemâna celor mai necăjiți. În continuare, tot gustare, hribe ciobănești, hribi, ciuperci de pădure și ghebe cu caș frământat. În Muntenia îi spune, și în Moldova îi spune, brânză de burduf. Seamănă oarecum, e într-o oarecare măsură diferit. Și parfumat cu mărar. Cu asta am închinat prima parte și bineînțeles că o să stropesc cu ceva pălincă, țuică sau ghinars, cum îi mai spune prin zona pe aici. Nu știu ce o să gătească Horia în această seară, dar
am o curiozitate, cum rar mi se întâmplă. După aceea, felul de bază o să fie unul simplu pentru oameni bogați, dar mai mâncau și țăranii când puteau. Gâscă umplută. Frate, o gâscă umplută cu minunății, cu măruntaie, cu un picuț de costiță, slănină afumată și cu o leacă de mălai, cu un pic de mălai. Bag înăuntru care se umflă încet, încet, încet cu gâsca pe care o înăbușesc. Și o să o servesc împreună cu varză călită și cartofi copți. Asta, varza călită și cartofi copți, sunt darul adus de Saș în Ardeal. Cu siguranță se va pregăti să ne aducă ceva special și cred că și mult, cantitativ vorbind. După aceea o să mâncăm desert. O să mâncăm bradăr. Bradăr e o prăjitură veche, arhaică, foarte ușor de făcut, care poate să fie și de post dacă omiți un ou. Este singurul element care de dulce în această prăjitură. Și are făină, ulei, magiun, un picuț de agent de creștere bicarbonat și cam atâta. Pe vremurile vechi, nici măcar asta nu se punea și semăna foarte tare cu turta dulce. Bun, mai avem după aia o prăjitură mai sofisticată, de așa, asta e simplă, pentru că nu e decât un blat, niște gem de măceșe, pe care o să vezi de unde o să luăm la momentul respectiv, și o bezea din albușuri de ou, la cuptor, foarte simplu, o să fie gustoasă. Iar ca să nu trec cu vederea dovleacul, acest bostan, îi zice aici în Ardeal, acest fruct, legumă, care le face și pe amândouă, că faci și mâncare, faci și dulce cu el, care e minunat, se dă și la porc și toată lumea îl ia în derâdere, dar îl făceam și noi în formă de lampă, nu de Halloween, cum fac americanii, de sărbătoarea noastră de Sfântul Andrei, se mai făceau așa ceva prin zona Ardealului. E, ăsta o să fac niște frigărui. E ceva mai sofisticat. Dar tot simplu, că de fapt e dovleac copt pus pe frigăruie. E, sau poate nu-l pun pe nicio frigăruie și îl fac numai niște cubulețe și îl stropesc cu miere de albine din asta românească, moțască și cu nuci tot din zonă, ca să fie treaba bună și scorțișoarea de la mine. Orice lucru făcut ca la carte trebuie să înceapă cu o vizită de lucru în cămară. E plină de comori. Curaj, Horia! Bine ați venit în chemnița noastră, domnul Vârlan. Da. Și haideți să vă arăt o pivniță de ardeleni. Asta e muntele, nu? Asta este muntele și pivnița e construită deasupra muntelui. Extraordinar! O pivniță în care, la care vă așteptăm cu pâinea de casă făcută. Așa e, pardon. Da. Cu pâinea făcută în cuptorul nostru. Să rămână. Așteptăm pâine să vă punem. Și eu. Vai, frumoasă. Asta pâine din aia adevărată. Eu aș avea nevoie de nu prea multe. Aș avea nevoie de un gem de măceșe, dacă aveți așa ceva. Găsim și gem de măceșe. Și un pic de liftar, un pic de magiun de prune, dar puțin, nu-mi trebuie mult. Așa, gemul de măceșe, da? Și un magiun de prune. Da, unul mic. Unul mic. Magiunul de prune se pune, să știți, că în vase mari. Da. Și o să începem un vas mai mare. O să începem un vas mai mare. Foarte bun. Compoturi aveți aici. Vinuri, vai de mine. Vinurile sunt partea haiducului. Ai partea haiducului? Dacă ni le prezentați pe noi. Vinul, să știți că aici este meseria mea. Eu aș vrea să fac cunoștință cu unul dintre ele la un moment dat. Îmi spuneți momentul dat când o să fie. Ca să socializăm împreună. Începem dinainte și apoi atunci îi dăm bătaie. Aveți cumva și chintesență din aia de prună? Vai de mine, domnul Vârlan, aici în Munții Trascăului, eu cred că este cea mai bună țuică de prună care puteți să o găsesc aici și la Zalău. Da, și uite că îmi se ridică și părul pe mine când mă gândesc ce bună e. Ia uite de la părul meu că e ca pe găină. Dom'le, când o bei, simți așa... Sunt așa ceva, sunt că ți se duce până la deștiu la nic la picioare. Ala, ala. Nu mai departe, dar așa două cuvinte. Am avut un american acum de curând și ne-a adus cadou o sticlă de whisky, nu mai știu cum se cheamă, de aia mare, așa au zis că
să ne arate ce are americanii. Da, 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 da. Nu, după ce i-am dat o țăr de ghinar din ăsta de prună, vreau să vă spun că nici nu mai gustat uischiu, că numai de asta eu trebuie. Când a plecat și cu două sticle de aici, că păi așa au fost. O să încercăm un picuț mai târziu. O să facem cunoștință? Da, cum să nu? Cum să nu? Cu mult drag, cu mult drag. M-aș bucura să-mi prezentați. Da, vinul meu la semuin cu o blondă frumoasă, da, care după ce o încerci odată de două ori, deja mintea este luată și o luăm așa încet, încet pe cărările trascăului. Luăm și un bucan de murături. Vai, dar e mare, dați-mi voie să vă ajut. Așa. Surprizele nu se opresc aici și invităm în scenă un oaspete drag. Uite-l pe domnul. Nu, cu ce face, stimate domn? Stimate domn, am venit... Ați venit în vizită. Am venit în vizită ca să ne găsim de împreună, da, cum să zic. Eu am vrut să vă prezint, dar ați venit așa pe nepusă masă, am crezut că mai întârziască. Aș avea și eu nevoie de un ajutor în bucătărie, cineva cu care să mai schimb o vorbă, o impresie, să mai îmi dați un sfat, poate. Cine știe ce? Că toate doamnele au câte o asistentă, eu să n-am pe cineva. Stimate domn. Da. Ați nimerit omul perfect. Ne întâlnim în bucătărie. Doamne ajută-ne la atât, da, scapă-ne de greutăți, dar mai ales de răutăți. Da. Imaginile de față țin loc de piață și o înlocuiesc cu succes. Totul e natural de la mama lui. Mulțumim încă o dată gazdelor. În momentul când domnul Horea va intra în bucătărie, eu personal nu l-am văzut niciodată gătind până acum, este o transformare radicală. Este un alt om, este deja sobrietate aici, este foarte multă seriozitate, este profesiunea de credință care își spune cuvântul. Doamnă, ați pus punctul pe i. Despre asta este vorba, despre un profesionist în acțiune. Cum voi tăia? Puțintică fleică, piept de porc, deci cantități egale din carne grasă de porc și din ficat de rață. Apoi împreună le voi toca. Așa. Asta este pentru tocat. Vă recomand să fiți foarte atenți la ce face Horia, pentru că aceste momente sunt unice. Sunt recomandate chiar și notițele sau înregistrarea emisiunii. Acest pateu de rață este un preparat clasic, are așa o rădăcină ungară, românească mai veche. Acum o să mă duc la domnul Lucian să rog frumos. Domnul Lucian, dați-mi și un pic de rachiu și un pic de vin din ăla bun de care ne-ați povestit acolo în pivniță, că trebuie să parfumesc, să bea și ficatul meu. Bun! Era o vorbă care spune să nu strici orzul pe gâște. Îmi permit să adaptez și să spun să nu stricăm băutura pe ficat de gâscă, dar Horia știe cel mai bine. Nu mă bag în rețetele lui. Noroc! Și le las să se odihnească. Nu le pun încă la cuptor. De ce? Pentru că vreau să se combine bine aromele între ele. De-abia peste vreo două ceasuri bag la cuptor, da? Poate gătește și el ceva tradițional de aici, de la noi. Mă gândesc, nu știu. De-abia aștept. Sunt foarte curioasă, am emoții, am spus. Și sunt foarte nerăbdătoare, sunt gust mâncarea lui Horea. Mă pregătesc pentru unul dintre deserturi, bradorul de care v-am vorbit. Transilvania. Frumos. Transilvania noastră. Mă bucur din suflet că sunt alături de Horea la, da, un asemenea eveniment. Vă îmbrățișez. Nu e ușor nici lui să gătească la artiști. Cred că e pentru prima dată în viața lui când gătește la artiști. Îi și place. Pe lângă o profesiune, este o pasiune puternică.
pasiune puternică, plus talent, plus dragoste, plus Horia Vârlan, plus invitați de primă mână, egal cireașa de pe tort de Ziua Națională. La mulți ani! Compoziție cade de chec. Și acum o să mergem cu ele la cuptor. Le las deocată în buza cuptorului ca să se aranjeze, după aia le bag înăuntru. Păi întreabă serioasă, nu? Bine v-a regăsit, da, bine v-a regăsit, Dan, că am lipsit și chiar au zis că faceți ceva dulce de mâncare. Eu am zis ce bine că m-ați regăsit. Ce bine că v-a regăsit. Da. Dar haide până când să se gata dulcele, că după aia nu mai putem să bem. Păi și cu domnul Nucu, că domnul Nucu ne pregătește ceva. Da. Hai, dragilor, să vă închin un pahar galben de vin. Din vârful florilor, din tulpina florilor, de un pasăre afăgiță, să trăiești cu drag, bădiță, la anul și la mulți ani, noi oameni. Doamne ajută, mulțumim frumos! Și domnilor voastre, aceleași lucruri dorim. În seara asta vom avea parte și de băutură. Da, cred că una din asta de țui că ar fi potrivită. Mă gândesc că nu o să se abată de la regulă și având și el neamuri pe aici, sigur face rost de ceva mărgele. Gâsca este extraordinar de bine ciuperită, cum zice în Ardeal, și curățată. Și nu numai că e ciuperită și curățată bine, dar mai mult decât atât, are, uite-te, organele băgate în pungă în interior, cum se pune. O să mai adaug, în afară de aceste organe, și un pic de costiță afumată. Nucu, vrei să ne zici una? Ia zi-ne una din Ardeal și poate știi ceva și de la Buzău, pentru că cealaltă jumătate a mea este tatăl meu, e născut în zona Buzăului. Ca să ai o surpriză, da? Îți cânt și eu alt instrument, de fapt cu care eu am început să cânt. Nu la frunză? Nu, la casa, cântam la muzicuță de rupe. La muzicuță? Da, să vedem. Și pe baza muzicuței, pe urmă eu am format urechea pentru năbădăioasa de frunză. Frumos, frumos. Acum adaug și un picuț de usturoi. Înăuntru o să pun o creangă din asta, de rozmarin. Am aici niște mălai și mulțumesc doamnei Nuța Sărancă. Uite ce mălai bun. Privind imaginile de față, ați putea crede că așa arată o gâscă în dopadă, dar nu e chiar așa. Creatura din imagine este gâscă și se lasă umplută cu pricepere și drag de Horia. Priviți și luați aminte, rețeta e de mare clasă. Acum voi acoperi frumos gâsca cu o folie de aluminiu ca să nu se ardă foarte tare. În final, o voi descoperi. Dacă aș fi făcut o carne de porc sau carne de vită, întâi aș fi lumenit-o pe toate părțile. După aceea aș fi înmuiat focul, dar nu, la pasăre este invers. Eu mă aștept să fie seara pregătită de domnul Horia. Nu pot să spun altfel decât în cununarea tuturor acestor seri. O să iau lopata, o sprijin frumos aici, că așa am învățat de la domnul Lucian, și pun tava cu gâscă pe niște cărămizi, să nu atingă direct jos, da? Acum, amestec în bezea, nucile, frumos, frumos, frumos. Bezeaua trebuie să fie foarte tare. Așa. Mai am aici câteva nuci, cred că le voi adăuga pe toate. Și un picuț de cacao o să adaug acum, în final. Deci este o prăjitură care se pregătea în vremurile Marii Uniri la casele mai înstărite, indiferent că erau de pe la oraș, orică erau țărani mai înstăriți.
Prăjiturile nu sunt punctul meu forte, așa că nu prea am cu ce să vă ajut aici. Uitați-vă și cu siguranță veți înțelege ce face Horia acolo. Domnul Nucu, zi ceva de sărbătoare! Sărută-ți pătine, părinții și frații, și apoi să trecem la război! Pom, pom. Sper să ne și cânte Horia, că noi am cântat lui toată seara. Să ne cânte sau să ne încânte, să facă ce vrea el, dar trebuie să facă și el ceva în această seară. Călesc aici un pic de ceapă, după care o să pun... La cuptorul din casă. Trebuie aștept să mă întâlnesc cu Horia și cu colegii mei în această seară. Cartofi de jur împrejur. Asta îmi place mie, dulce Românie. Gâsca este gata. Mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat ceva de mâncat și pentru ziua asta. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Bine ați venit, dragii mei! Bună ziua, bine v-am găsit cu sănătate! Primirea domnului Horia a fost foarte frumoasă, de ținut aleasă, dar și noi ne-am străduit pe măsura dumnealui să îi aducem simboluri românești. Domnul Horia, asta a fi musai să o probați, că e o cămeșă populară. No, așa, domnul Horia, aici o glajă de pălincă, să beți să nu vă fie nimică. Și apoi să nu uitați că v-ați întâlnit și cu Sava. Pentru că ești în județul Alba, ți-am adus steagul județului Alba. Frumos, mulțumesc. Ăsta chiar că-mi place, ăsta chiar că-mi e bun. Ăsta chiar că-mi e drag. Frumos. Și dacă toți suntem de Ziua Națională a României, ți-am adus și tricolorul. Am văzut în ochii lui, în privirea lui, mulțumire. Totodată am văzut, practic, românul care s-a întors acasă. Mi-am luat port românesc să rămână doamna Sava Negrea în Brudașul. Mulțumesc dragul. Frumos! Și acum o să vă zic în două cuvinte, trebuie să mă laud cu de ceva, dacă nu-i bun, capăt bătaie, dar sper să vă placă. Eu trebuie să recunosc că am fost foarte nerăbdătoare să ajung să văd ce gătește Horia. Este usturoiul care trebuie pus pe pită, cui Horia îi place, da? Hai un pic. Vin. Deci, la am noi. Am făcut ceva greșit. Da. La noi. Da. Înainte să... Sunt codri verzi de brad. Da.
Să vă pun ceva din ars. Știi ce n-am pus? Altfel o să vedem toate bunătățile astea. Vă spun de ce n-am pus, că m-am emoționat. Ah, nu. Ăsta este caș dulce, cald, care îi copt la cuptor cu ou și cu un liezon în smântână. Dacă nu străbă, nu-l mânca. Bun. Sunt ăsta convins că e foarte bun. Cu salată de ceapă, cu sare, un pic de oțet și un pic de coriandru. E parfumată. Ăsta e ceva nemaipomenit de bun și foarte ardelenesc. No, asta este sfeclă fiartă pe care am umplut-o cu nuci și am făcut un sos din ceapă, un picuț de vin și din nou nuci, am băgat-o la cuptor. Asta se mâncă frumos cu smântână. Din coace îi un pateu din ficat de rață și piept de porc tocate împreună. Ceva e impresionant să stai cu asemenea personalități la masă și să fie normale, să râdă, să se simtă bine, să nu fie pretențioase. Aici pun pe masă niște hribe ciobănești, hribe și ghebeci, un ciuperci de pădure, făcute cu puțină ceapă. Pui ceapa și o înmoi într-un pic de un soare. După aia pui hribele și ghebele tăiate mărunt, le lasă să moaie la foc încet, să se unduie. Pui usturoi și după aia pui cașul frământat deasupra, mărar, iei de pe foc la căldură să moaie. No, ăsta e tot. O nebunie. Cu ce pot să impresionez eu asemenea persoane? Vă place? Foarte mult. Pentru mine e foarte important. Mă rog, se putea și mai bine, dar asta e. Știu. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte, foarte mult sfecla. Mi-a plăcut budinca de caș. Era să mă uite mămăligă. Era să uite mămăligă și de ață. Na. Na, așa, Hore. Da, pe Horea, dragă, ața se bagă de desubt. Na, las-o, că-i bună așa. 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 Na, nu. Asta, da. De fapt, că asta trebuia cu hribele. A? Nu, nu-i bă. Mă, dacă tot ai mămăligă, mânci un pic de hribe. Încerci. Încerc, pentru prima dată. Încerci. Sapi, dacă ne-o fi rău. Eu am mâncat și foarte mult ficat. Foarte mult, pentru că mi-a plăcut. Excepțional. N-am putut să mă îndrept și către celelalte produse, pentru că aveau lactate. Așa-i românul când s-a veselește, un cântec foarte, foarte vechi, cântecul pe care l-am cântat, așa e românul. Noi datorăm foarte mult regretatului poet Adrian Păunescu. Eu am cântat foarte mult cu el în serbările cenaclului Flacăra. Și eu pot să spun că el a făcut o revoluție în folclorul românesc, pentru că până când Păunescu n-a avut curajul să readucă aceste cântece vechi pe scenă, nu a avut nimeni curajul. O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune către Dumnezeu, mă rog fierbinte pentru a noastră țară și pentru tine, scump poporul meu. Pentru cei care nu știu, vreau să dezvălui acum un crâmpei din viața dumneavoastră.
vă stimez foarte mult și știu, și urmărindu-vă la acest cântec, mi-am adus aminte de ce am auzit aseară. Măicuța dumneavoastră este foarte, foarte departe de dumneavoastră. Da, e adevărat. Și ați simțit în acest cântec... Da, m-am adus aminte, da. Asta este. Da. Am atins o coadă sensibilă. Aduc gâsca. Merez după gâsca. Aduc gâsca. La un moment dat chiar am simțit o lacrimă undeva în colțul ochiului său. Sigur că rapid cred că a fentat oarecum acest moment ca să nu se dea de gol, că de fapt el se simte din nou acasă. Asta e gâsca. Asta e gâsca umplută. Pe varză călită cu cartofi copți. Și lângă ea, mulțumire, Hangiță, Elenuța, niște gogoșari făcuți într-un mod special. Cam mică gâsca asta. La bun. Mm-hmm. Nuirață. Nu. Gâștele la noi sunt mai mari. Că sunt dopate. Nu a fost decât numai până la clasa 6-a. După aia o fugi de la școală. Bun, întâi tai. Îmi place. Nu s-a dezvoltat. No. Mai chiar gâscă. Numai că s-a mai strâns, a fost cam mai cald. Mai pui așa mai. Da. Bun. Extraordinar de bun totul. Umplutura, așa îmi place că are un pic de mireasmă de caldaboș de Crăciun. Mm-hmm. Pentru că a spus mălai, așa-i? Mm-hmm. Caldaboșii care se fac cu mălai. La voi se fac caldaboș? Noi prima dată. Cu păsat. Ca și sarmalele. Chiar? În loc de orez. Trebuie să recunosc că n-am mâncat niciodată gâscă la cuptor. Nimeni nu mai vorbește nimic pentru că este foarte bun. E bun. Musai să savurăm. Și vreau să vă facă umplutura. Foarte bună. Mm-hmm. Cu mălai. Eu nu ți-ți place? Foarte. Nu. Excepțională. Sincer. Atunci e bun. Acum o să gust. Că până acum am mâncat numai umplutura. Uai, ce bună. Acum gust un pic din gâscă. Umplutura foarte interesantă. Bine făcută gâsca. Da, bine. Foarte bine făcută. Da, să fie moale. Uh-huh. Toate bucatele pe care le-am savurat, ăsta e cuvântul, vă rog să mă credeți, le-am savurat așa, minuțios, ceilalți colegi ai mei au terminat de mâncat, mai simțeam nevoia să mai gust un pic din bucatele astea, că nu-i dat orișcui și oricând să guste astfel de bucate extraordinare. Cântă cu umată vina, de răsună Bucovina. Cântă cu umată vina, de răsună Bucovina. Ionuț a cântat o melodie care pe mine m-a făcut să vărs câteva lacrimioare până colțul ochilor. Mă bucur că prin aceste cântece chiar am reușit să facem o seară deosebită. Eu mi-am permis să cânt un cântec care aduce amintire de Bucovina, de Basarabia, pentru că vrem nu vrem, fac parte din noi și sunt ai noștri. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Mulți ani în România mare. Bravo! Ionuț este unul dintre cei mai mari cântăreți, doinitori de aici din Ardeal. L-a înzestrat Dumnezeu cu o voce extraordinară. Cântecul e dulce și
Aș vrea să zic că și eu mă duc, dar nu pot. Nu-i nimica. Poți aici... să spui că eu te apreciez. Bun. Aici se află dovleac. Dovleac parfumat cu un picuț de zahăr, copt în cuptor, după aia l-am scos și l-am îmbăiat cu miere și cu nucă. Cum e mai simplu? Asta este o prăjitură deasă, brother. Seamănă cu turta dulce și cu checul, dar nu e niciuna nici alta, are tare puțin ou, n-are decât făină și un pic de altele la un loc, cu liftar de prune și nucă. Și mai aduc încă una. Mai este una, aia cea mai importantă. Asta aș spune că e mai sofisticată. Și de această dată s-a gândit tot la ceva specific locurilor. Nu ceva foarte somptuos, cu tot felul de creme și de minuni. Nu, a ales ceva simplu și foarte bun. De erai în fața calculatorului, ziceai, opa, nu-i bine că n-au tacâmuri. Da, o să mâncăm cu mâna. Nu, că așa se mănâncă tradițional, cu mâna. Două perechi de palme să-mi dați acum, în clipa asta. Două perechi de palme peste mine să fie. No. S-a nimerit. Nu. Păi de ce noi să nu mă găină? Ce? Ăsta e bai. De când l-am așteptat la cotitură? Bai, ba de ba lui ba. Hai, n-a dat domnul șaptica și vorea pe mâna mea, mă. Sigur, se mai întâmplă. Cred că a fost prea fericit și prea bucuros de această seară, încât a uitat să ne mai pună și tacâmuri. Dar noi nu ne formalizăm, cel puțin eu mănânc. Mânca bostan. Dacă mâncăm cartofi de la porci. Râde că i-ați dat bostan, domnul Horea. Pe bostan. Dar, noi mâncam cartofi. Vă dau de margine sau de mijloc? La bostan am mâncat la desert. La domnul numai de mijloc dau. Eu nu-ți dăm voie să dau de margine ție. Ne-a luat. Băi, mică, mai dau la mare. A, corect. Accept. Frumos. Dacă te dăm noi note în sala asta, să zic. Din 5 nu ce scoteam. Și zice că e beteagă. Da. S-a făcut bine. Bine. Chiar prea bine. Ne-a dat tot ce se putea da mai bun. Sigur că noi ne-am mai permis pe alocuri să mai facem glume. Acum trebuia să facem și noi chestia asta, pentru că și l-a făcut-o de foarte multe ori pe spinarea noastră. Și am zis, dacă tot l-am prins, acum e momentul să-i dăm 5. Dar numai că nimeni nu-mi zice nimic. Că tot domnul Hore, nu, aici îmi place să rămână. Asta îmi place, da. Acum mă simt ca acasă. E bine. Nu, că dacă cineva făcea prăjitură de bostan, ziceai că nu mai auzi de de. Dar nu că e bună? Nu că n-ar fi fost bun, dar nu mă așteptam ca la desert să mănânc bostan. Ne-am simțit extraordinar în acest cadru, simplu, frumos, la noi acasă, la români. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim ora frăției pământul României. Noi suntem români aici. We'll be right back.
pentru toți care ne urmăresc, vreau să cunoască faptul că ceea ce am cântat în această seară și această dragoste puternică ce o am eu pentru pământul acesta românesc și pentru oamenii care trăim aici în România, nu este ceva ieftin, ci se datorează faptului că eu am avut doi bunici care au murit pentru acest pământ în război și tatăl meu a fost la rândul lui veteran de război, deci trebuie să știe, să cunoască toată lumea că mie de aici mi se trage această dăruire de la Dumnezeu prin care doresc să transmit mai departe și generațiilor care vin cât de important este să-ți iubești neamul și țara. De aceea am cântat și în această seară, o seară absolut de excepție, frumoasă cum nu se mai poate, numai cântece ce trebuiau să fie cântate și ascultate. Arde Leonu și Munteanu, sunt frascuni cu Moldoveanu, tri români plin de putere, căci românul veci nu pierde. Noi suntem români, noi suntem Astea a fost primele noastre cântece care le-am cântat aici la Alba Iulia, Șai Românu, Hai să-mi tinde hora mare, Noi suntem români. Astea aici s-au cântat la Alba Iulia. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Vivat România! Vivat Cireașa de pe tort! Într-un mulți ani să trăiți! Că vivat dumneavoastră, vivat doamna Beta Biriș, domnul Ionuț Fulea, vivat românii, vivat celor care ne urmăresc și celor care ne iubesc și cei care înțeleg că astea nu sunt cuvinte deșarte. Sunt din suflet și cei care le-au scris și cei care le-au compus, l-au compus pentru suflet și pentru noi românii să gândim bine și să fim sănătoși. Vă mulțumesc în tot sufletul că faceți ce faceți și că puneți atâta suflet în ce exprimați, pentru că o faceți din suflet, nu din interes. Vă mulțumesc din suflet. Dumnezeu să ne țină sănătoși și pe dumneavoastră la fel. La mulți ani. La mulți ani, ziua Unirii. La mulți ani. Aprind focul, practic fac un foc de brad deasupra cărbunzii. Mare brânză. Știe să facă surcele, știe să spargă lemnele fără nicio fel de durere de cap. Despre asta e vorba, să gătești, să te simți bine. Să o faci cu iubire, să o faci cu pasiune și cu liniște și cu pace pentru oamenii care vin. Serios, Doamne ajută! Ai uitat complet că ești la mine în casă. Dacă plec nebătută, e bine. Cine a apreciat, a apreciat. Cine nu... Vai. Mai iubirea, doar iubirea, îți dă speranța să trăiești.